Este scris: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Trăim cele mai grele timpuri, când Satan așa de mulți a prins dintre copiii Domnului, dintre cei din poporul Domnului. I-a prins cu multe lucruri, cu patimi scârboase, cu lucruri unde ei sunt captivi. Cei mai mulți sunt așa ascunși și le e rușine să spună adevărul, că sunt biruiți de aceste pofte ale trupului, de poftele ochilor, a tinereții, de toate aceste scârboșenii și lucruri. Da, toate astea zac în omul nostru, cel vechi, care n-a fost dezbrăcat, sau în trupul păcatului, chiar dacă ai dezbrăcat omul vechi și nu mai ai gândirea la păcat și nu se mai unește mintea ta cu pofta ca să nască păcat. Pofta când zămislește naște păcatul, Iacov, capitolul 1, versetul 13-14. Chiar dacă ai dezbrăcat omul cel vechi, încă Satan vine pe vechile cărări și să te amăgească, și apoi tu, care erai plin de râvnă pentru Dumnezeu, lucrai pentru El, cântai și vesteai oamenilor calea mântuirii, deodată ești prins tu însuți de lucruri imposibile, lucruri la care nu te-ai gândit. Poate ai avut o vreme biruință și apoi din nou ai căzut, după cum este scris, te-ai întors precum câinele la vărsătură și precum scroafa la aceea, la mocirla în care s-a scăldat mai înainte. Sunt așa mulți prinși și n-au curaj, când și când mai vin la mine și la încă alți frați și își mărturisesc, dar puțin dintre ei, din țară sau din țări îndepărtate, plecați. Dumnezeu să te binecuvânteze, tu care asculți acest mesaj. Sunt timpurile din urmă. Sunt multe de zis despre asta. În primul rând, Iuda spune la sfârșitul epistolei lui: căutați să-i mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. Pentru că e un foc al iadului care te așteaptă pe tine, care te joci cu păcatul, care crezi că Dumnezeu nu vede, care amând de azi pe mâine pocăința ta și predarea ta totală în mâinile Domnului, a mirelui drag. Și timpul trece și tu nu aduni nimic, tu chiar risipești, așa cum Iisus a spus: cine nu strânge cu mine, îl risipește. Și dacă ai puțin, spune că și puținul pe care îl ai sau ți se pare că îl ai, ți se va lua. Și vine timpul acela, gândește-te, și dacă soția ta e credincioasă și suferă nascuns și este fidelă bărbatului ei și mirelui și trăiește și umblă în lumină și se ferește de acele lucruri în care tu zaci, atunci ea va fi luată și tu vei fi lăsat. Sau tu, soră, dacă soțul tău este bărbat și tare în credință și te poartă așa cum ești și nu se supără și își poartă crucea și rabdă ispitele, așa cum stă scris, va primi cununa vieții, Iacov 1:12. După ce Dumnezeu îl va găsi bun, el va fi luat și tu vei fi lăsată. Pentru că te joci cu păcatul, pentru că nu folosești ocaziile să-ți crești copiii, dacă îi ai în frică de Domnul, așa cum scrie, tu vei fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiești cu credință în evlavie, în smerenie, în ascultare. Altfel nu vei fi mântuită și nu vei fi luată, dar dacă ești credincioasă, vei fi luată. Da, acum trebuie noi să ne dăm toate silințele, fraților, voi păstorilor mai ales, ascultați cu atenție, nu vă împotriviți ca iane și iambre adevărului. Acestea sunt adevăruri triste. Din poporul pe care tu îl păstorești, cât sunt robi în păcat, poate tu însuți nu ești liber.
Așa cum scrie Iov, am făcut un legământ cu ochii mei și să nu-mi opresc privirile asupra unei fecioare sau asupra unei persoane de alt gen. Și femeia și bărbatul trebuie să facă acest legământ, să-l înnoiască. Ei au înnoit în vechime, au reînnoit legământul, au scris chiar și au luat hotărâri ca să dea afară păcatul și tot ce era rău. Acum nu mai avem acele lucruri, filisteni și Goliat și toate acele popoare, moabiți și așa, toate astea acum se găsesc în natură, în firea noastră pe care noi trebuie să o omorâm în fiecare zi. Omorâți mădularele ei, așa scrie, mădularele voastre pământești, curvia, necurăția, patima, poftarea, deja patru din cinci zac acolo în sexualitate, în aceste pofte care sunt în om și unde omul e așa prost, așa slab. Apoi și lăcomia, care e închinare la idol. Da, lăcomia de bani, doar știi că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. De ce mai stai tu acolo pentru un pumn de lire sau de euro în străinătate? Și îți pierzi familia, copiii, nu vii acasă și chiar dacă ești acolo, cât mai stai până pleci odată, dacă nu te va goni vreun vânător, cum au fost goniți ei de Hitler, un vânător groaznic, poporul evrei, acum, evreu acum 70 de ani, aproximativ 80 de ani. Da, gândește-te, dacă nu trebuie să aștepți ca să fii gonit de un vânător strașnic pe care Dumnezeu îl va trimite ca să te scoată din mormintele tale, din mormintele voastre, voi care tot adunați și adunați și îngrămădiți mărfuri și camere și vile și mașini și tot felul de lucruri și de fapt vă pierdeți curăția, vă pierdeți simplitatea în credincioșie, cum zice în Corinteni 11. V-am logodit cu un bărbat, sunt gelos pe voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. V-am logodit ca să fiți numai ai lui. Gândește-te, dar mă tem, zice Pavel, și această temere trebuie să o ai și tu, păstorule, tu lider, tu care ai o răspundere peste 2, 3, 10, 1000, 100. Aceeași răspundere, să te temi ca nu cumva ispititorul, cum a amăgit pe Eva cu șiretlicul, să-i amăgească pe cei din turmă și poate și pe tine însuți. De ce, cum scrie acolo, ca nu cumva să se piardă credincioșia și simplitatea voastră și fidelitatea voastră față de mirele vostru. Gândește-te, o, de-am plânge noi, cum spunea un frate acum 50 de ani, cred că acest apostol, lacrimi de sânge, spunea el, pentru toți care cădeau și surorile care se înjugau la jug nepotrivit, se căsătoreau în lume, câte sufer acum și ele însele recunosc, dacă sunt măcar acum smerite, că sufer din pricină că ele au ales ce nu trebuia, măcar că Biblia a spus, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Și atunci acest frate spunea că aproape toate aceste surori tinere care n-au luat în serios avertismentele și s-au jucat cu poftele tinereții și cu toate aceste lucruri, s-au căsătorit în lume, sau bărbați, frați tineri care au făcut asta și s-au străpuns cu o grămadă de chinuri, după aceea au luat și bătaie, bărbații pe multe din ele le-a trădat cu alte femei și femeile la fel au primit astfel de... Și bărbații au primit astfel de femei care la fel n-au fost fidele, poate dacă s-au căsătorit așa. O, câte lucruri, de câte ai putea să fii tu păzit, scrie în proroci, o, de ce n-am ascultat de glasul învățătorilor mei? Eram gata să mă prăpădesc de tot în mijlocul adunării și în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți, nu mai lăsa nicio patimă. Pe acolo din vasul tău se scurge mereu puterea, degeaba ești tu plin, botezat cu Duhul, degeaba ai daruri, degeaba ai avut experiențe și vedenii și multe și lucrări. Gândește-te, mulți vor zice în ziua aceea,
să nu fii printre ei. N-am făcut noi multe minuni, n-am scos noi demoni în numele tău, n-am vestit noi Evanghelia pe ulițele noastre. Și el nu v-a cunoscut, așa scrie, pentru că ați lucrat fără de lege, plecați de la mine. Ori ai luat cinste, ori ai luat bani, ori n-ai avut o inimă curată și asta e o mare fără de lege față de mirele tău. Dumnezeu să te ajute să facem, frații mei, tot posibilul, voi, mame și tați și cei care v-ați trezit la realitatea fără iluzii. Harul lui Dumnezeu nu-i ca să acopere nelegiuiri și păcate mereu și mereu, să păcătuim mereu, să se mulțească harul, să continuăm cu asta. Romani 6 la început, nici de cum, departe de așa ceva, scrie într-o traducere. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat, cum să mai continuăm să păcătuim? Da, trezește-te la seriozitate și nu mai păcătui. 1 Corinteni 15:34. Asta e trezirea miresei. Și dacă nu apuci azi, poate n-ai să mai apuci niciodată. Și dacă te-ai umplut cu Duh și ești botezat cu Duhul, cum mă rog și azi pentru un frate din America să fie botezat cu Duhul și nu cu alte duhuri, cum mulți săraci au fost amăgiți și au căzut în fel de fel de alte lucruri negioabe și lucruri amăgitoare și n-au nicio putere de viață, au doar o formă de evlavie, dar fără putere, fără biruință în familie, fără biruință aici, în odaia de sus, în gânduri, aici unde trebuie coiful mântuirii să ne păzească puțin aminte și să nu mai păcătuim. Gândește-te, e posibil, nu mi-aduc aminte de câtă vreme Dumnezeu mi-a dat această biruință, multe săptămâni și luni și n-am mai păcătuit în gânduri. E posibil să trăiești viața asta, dar fii un ucenic cu inimă întreagă. Nu te juca cu păcatul, nu mai e timp. Tu vrei să salvezi copiii și poate părinți și frații și prietenii și tu însuți ești rob al păcatului. Gândește-te, le făgăduiești slobozenia altora în timp ce tu însuți ești rob al stricăciunii, că fiecare, spune Petru, e robul lucrului de care este biruit. Trezește-te, scutură orice năpârcă, viperile acestea, duhurile acestea. Tu ai de luptat nu cu carne și sânge, ci cu puteri mari din văzduh, fără puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Niciodată nu vei putea răzbi la această viață înălțată cu Hristos pe stâncă, du-mă pe stânca pe care nu o cunosc, care e prea mare, prea înaltă pentru mine. Cere asta lui Dumnezeu, pocăiește-te din toată inima, rugăciune și post. Și nu doar post, că nu mănânci o zi, două, trei și îți pleci capul ca un pipiric de nu poți nici lucra. Nu, ăsta e postul plăcut, Isaia 58. Citește cu atenție. Iată postul plăcut mie, nu să-ți chinuiești sufletul și să nu mănânci nu știu câte zile. Asta a rămas în capul multora și ei păcătuiesc, dar postesc în același timp. Nu, postul plăcut scrie acolo. Dezleagă lanțurile răutății, rupe legăturile robiei și orice fel de jug. În olandeză scrie pune pe toți în libertate, ca să fii și tu însuți pus în libertate de Dumnezeu. Da, caută adevărata slobozenie, cum este acea broșură despre care am vorbit, și caută o viață răstignită, predată total în mâna lui Dumnezeu. Caută să te umpli cu Duhul și cu putere din înălțime, ca să răzbești în acest timp rău, pentru că vine o vreme când Dumnezeu nu va mai permite. Este scris de 10 ori m-au ispitit în pustie, zice într-un loc. Gândește-te, a fost un timp, o limită și când Dumnezeu a spus, gata, nu te mai ruga, Moise sau cei neprihăniți de atunci, nu te mai ruga că nu o să te ascult. Chiar dacă cei trei mai neprihăniți oameni din vechime ar veni și ar mijloci, nu-i voi ierta și au murit toți cu grămada în pustie. Gândește-te, în afară de doi maturi, atâta Iosua și Caleb, pentru că au fost călăuziți de un alt duh. Dumnezeu să te binecuvânteze, să te trezești la realitate și să nu mai păcătuiești. Gândește-te la Pavel, cum a plâns el pentru mulți,
care au căzut și spunea: când voi veni, le voi arăta, la fel și Ioan îi spune lui Diotref, când voi veni îi voi arăta faptele lui. Dumnezeu este aspru, nespus de aspru cu păcatul și cu toți care nu ascultă. Gândește-te, uită-te la bunătatea, dar nu numai la bunătatea. Ca și cum orice monedă are două părți, acestea sunt cele două părți ale Tatălui, bunătatea și asprimea. Amândouă sunt enorm de mari, dumnezeiesc, înspăimântător de mare este și asprimea lui Dumnezeu. De aceea, să-ți dea Dumnezeu har înainte de a veni pedeapsa. Gândește-te câți vor trebui să cadă la pat și Izabele și frați curvari care s-au jucat cu acest păcat ca să poată duhul lor fi mântuit și trupul dat pe mâna satanei. Și astăzi se împlinește acest cuvânt și vei auzi și vei vedea cu ochii tăi. Da, Dumnezeu să te ajute să te pocăiești înainte de a veni verdictul, hotărârea aceea de sus. Gândește-te că acea mână care scria pe perete pentru acel împărat păgân, măsurat, cântărit și găsit prea ușor, și noaptea aceea s-a terminat totul și a murit, a fost omorât. Da, Dumnezeu să-ți dea har, fugi de poftele tinereții, ferește-te de curvie, așa este scris. Orice păcat pe care omul îl face e în afara trupului, dar cine păcătuiește, păcătuiește împotriva trupului lui. Atunci nu mai ești mireasa lui Hristos, dacă ai primit deplina cunoștință, scrie în Evrei, și darul ceresc și puterile veacului viitor, nu mai poți fi înnoit, tu nu mai poți fi răpit, gândește-te la asta, atunci doar ca prin foc și ai pierdut toată răsplata, ai lucrat și ai suferit ocară și dispreț din partea lumii și lipsuri și necazuri de tot fel, după cum este scris. Bucurați-vă când treceți prin felurite necazuri și tu, în loc să te bucuri că primești cununa vieții și să te curățești cum El e curat și să umbli în lumină și să ai o răsplată, păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii voastre și al suferințelor voastre, că vă așteaptă o răsplată de la Dumnezeu. Cum să mori tu nemântuit sau să mori ca prin foc mântuit, ca un tăciune prin foc și să n-ai nicio răsplată în veșnicie, când tu ai vorbit altora de răpire, de mireasă, de aceste lucruri minunate din cerul lui Dumnezeu, de cetatea de aur curat, de Ierusalimul ceresc, de mire, de El vine pe nori și ai propovăduit și ai vestit și apoi deodată tu să-ți pierzi toată răsplata din cauza nebuniei. Dumnezeu să te binecuvânteze, fii mai îndrăzneț dacă ai ceva de mărturisit, caută un om al lui Dumnezeu și mai în vârstă care poate purta păcatul acesta și îl ducă înaintea lui Dumnezeu și să se roage pentru tine, pentru eliberare, chiar și prin telefon. Dumnezeu pe mulți a eliberat în felul acesta și chiar de duhuri au fost eliberați și de posedați unii și așa, Dumnezeu e eliberat, dar poate că nu ești încă ajuns până acolo, deși nu-i departe dacă te joci cu păcatul. Nu-i departe, adu-ți aminte de Saul, Dumnezeu trimitea cu adevărat un duh rău, pentru că el avea invidie pe David și nu se putea curăți de această murdărie din sufletul lui și pismă pe acest băiat cu păr bălai, care a biruit zecele de mii și lui ca împărat i-au dat numai mii femeile când cântau. Gândește-te numai, și atunci pentru răutatea asta a lui Dumnezeu a trimis acest duh care îl chinuia și doar David trebuia să cânte la harfă și în cântările acestea binecuvântate duhul îl părăsea, duhul rău, și venea la odihnă și Dumnezeu se îndura de el. Gândește-te numai, Dumnezeu poate să trimită și asupra ta, asupra oricărui om care se joacă cu păcatul. O, să fugim tare, așa stă scris, fugi de curvie, fugi de poftele tinereții, fugi de iubirea de bani, de basme lumești și băbești. Acum
ar fi putut scris și lucrul acesta, care nu erau atunci aceste lucruri. Fugi de pornografie, fugi de imaginile acelea care sunt spurcate sau lucruri care stârnesc poftele necugetate și necurate din trupul păcatului. Fugi, ferește-te să faci rău. Răul de la cei răi vine, zice David. Gândește-te, tu ești un copil al luminii. O, să nu fii tu printre mulți, milioane, care sunt sarea, care și-a pierdut gustul și va fi în curând călcat în picioare de neamuri după răpire. Curtea, dar curtea de afară, las-o nemăsurată, zice, va fi călcată 42 de luni va fi călcată în picioare de neamuri. Vai, ce chinuri te așteaptă dacă ajungi și acele vremuri. De aceea pocăiește-te din toată inima, ai grijă de copiii tăi, de cei pe care Dumnezeu ți-a dat. Gândește-te la îngerii veghetori care și-au pierdut vrednicia, și-au părăsit locuința și acum zac în lanțuri și așteaptă înfricoșata judecată și un foc veșnic care îi va arde fără oprire. O, gândește-te la toți cei care au căzut și care n-au luat seama la îndemnuri. Dumnezeu să te întărească, să te binecuvânteze. Tu, frate drag, și tu, soră, și tu, tânăr, și tu, copil, așa mă bucur de un frate din Austria care are 3 copii și unul doar 8 ani, cred că, sau unul altul 12 sau 14, 15. Și gândește-te, și el însuși vrea să fie botezat cu Duhul și chiar și copiii. Da, sunt mulți frați pe care îi cunosc, care la 8 ani, la 12 ani au fost botezați cu Duhul, umpluți cu Duhul Sfânt, gândește-te, și au primit o viață minunată până la adânci bătrânețe și au murit în credință și au lăsat urme slăvite și au călcat pe urmele Domnului, care este scris că n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. 1 Petru 2, 21-22. Astfel de frați care din copilărie și astăzi și în seara aceasta și zilele astea mă voi ruga pentru fratele din Pennsylvania, cel din Austria și cel din Belgia și alții, ca într-adevăr să primiți o curăție de plin aici, în odaia de sus, aici să fie așternut gata și inima aceasta să fie predată total. Doamne, ăsta sunt, am lăsat totul, Tu știi patima aia, lucrul acela, Tu știi unde m-a bătut pantoful, Tu știi unde am întristat eu Duhul, Te rog, așa, roagă-Te înaintea lui Dumnezeu, iartă-mă, Doamne, și mântuiește-mă. Dacă nu ești Tu mântuit, nu vei putea mântui nici pe cei pentru care ani și ani ai plâns și ai mijlocit familia ta, prietenii, adunarea. Să-ți dea Dumnezeu har cu toată inima să te pocăiești. Și atunci Duhul vine. Gândește-te și acum când tu auzi aceste cuvinte, intră în cămăruță, ascultă, roagă-te cu lacrimi, du-te în mașină, în pădure, în pivniță, du-te într-un loc retras. Trezirea aceasta și Duhul nu vine deodată peste mulțimi și peste cei care nu-s cu toată inima, nu. De multe ori vine când ești singur și plângi și zverși inima ca niște apă înaintea Domnului și te golește tot și îți pare rău și Dumnezeu vede întristarea ta. O, ai văzut cum s-a smerit Manase sau alții și alții. Am citit și de Daniel, gândește-te, el care a umblat în așa o curăție și totul spune, mi-am mărturisit păcatul meu și al păcatul poporului meu. Da, atunci tu trebuie întâi să faci cum scrie lui Timotei, ia seama la tine însuți mai întâi. Da, ca să fii mântuit, să te mântuiești pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. La tine și la învățătură, ia seama. Uită-te în oglindă, Domnul vine. Nici o zbârcitură, acestea n-au nicio importanță din trupul exterior, dar acelea din suflet sunt grozave. Ele trebuie toate să fie într-adevăr vindecate și așa scrie, fără nicio pată, fără nicio zbârcitură. Harul nu este ca să acopere păcatul, așa este scris, dacă primim în toată plinătatea, Roman 5 cu 17, harul și darul neprihănirii, adică Duhul Sfânt, cu
în toată plinătatea, domnim în viață prin Iisus Hristos. E singura viață care merită trăită. Dacă predicatorii tăi sau de pe YouTube ți-au spus altceva și recunosc ei înșiși că sunt păcătoși și că mai și păcătuiesc, nu-i mai asculta, e apă de ploaie, nu va ajuta pe nimeni. Dacă nici el nu-i desăvârșit, pe cine va duce la desăvârșire? Dacă el nu calcă pe urmele lui Hristos, ce evanghelie îți vestește el? Că așa scrie clar, călcați pe urmele mele, cum eu calc pe urmele lui Hristos. Caută astfel de oameni, sunt câțiva, poate în țară îi numeri pe degete, dar caută și vei găsi, bate și ți se va deschide. Nu e timp de pierdut, tu ai văzut câte slăbiciuni poate are păstorul tău și toți acești lideri și mulți păstori plătiți. Tu ai văzut că nu le reușește, că doar au predici lungi și uscate și repetări de cuvinte ca păgânii. Nu au ajutat pe nimeni, așa scrie, nu eu i-am trimis pe proroci, o grămadă de proroci am auzit care îți spun să nu mai iei medicamente și să nu te mai duci la doctor și să... Unde scrie asta în cuvântul lui Dumnezeu? N-a lăsat Dumnezeu și doctorii? De ce atunci voi, fățarnicilor, dacă ați uns cu un de lemn o dată, de două și mai rău s-a făcut cu omul, de ce nu vă treziți, lăsați ca să lucreze în așa fel încât acești cu depresie și cu năcaz și cu boli să poată să vină la odihnă prin credință și dacă n-aveți această putere, atunci lăsați să ajute și ceva medicamente și lucruri simple și hrană bio și mai sănătoasă și naturală și nu grăsim și cărnuri și dulciuri și o grămadă care este o grămadă de mădulare le distrug în corpul acesta. Da, atunci dacă nu avem grijă de trupul acesta, mi-ai pregătit un trup, dar nu ca să abuzez de el nici în vreun poft, în vreun păcat, nici în pofte, nici în, după cum scrie, Dumnezeul lor va fi stomacul. Slava lor în rușinea lor și se gândesc la lucruri pământești. Nu fii o fecioară negioabă, în altă traducere cele cinci sunt numite proaste. În română scrie nechipzuite și același lucru. Nu fi așa. Trezește-te, mirele vine. Numai cei fericiți, liberi, plini de duh, de suc și verzi și la bătrânețe, plini de roada neprihănirii, numai ei vor fi răpiți. Celelalte fecioare nechipzuite, neînțelepte, rămân jos. Ele au crezut că mirele e așa drăguț și el nu va lăsa pe nimeni și el e bunătate și el e dragoste. Da, dar este și dreptate, neprihănire. Dumnezeu nu va lua nici o fecioară nechipzuită când va trimite pe fiul pe nori, ci numai pe cele înțelepte, o parte dintre ele. De aceea să-ți dea Dumnezeu har, mă rog pentru tine. Scrie mesaj, trimite mesaj audio, mărturisește-ți păcatele tale, nu celor care nu le pot duce și nici ei poate n-au biruință și zac și ei în una și în alta, nu. Și dacă găsești unul din mii, dintr-o mie, scrie Iov, care arată omului calea pe care trebuie să meargă. Și atunci zice Iov, atunci Dumnezeu trimite și aceștia pot fi frați și surori maturi în Hristos, biruitori prin Hristos, plini de duh și de putere. Da, care arată omului calea pe care trebuie să meargă, atunci Dumnezeu trimite și asta face acum și va mai face. Și spune îngerului și să-i spune omului, îi spune îngerul aceste cuvinte, în Iov stă scris, izbăvește-l din groapă, căci am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Gândește-te, așa s-a întâmplat acum 2000 de ani, prețul răscumpărării a fost plătit. Nu mai ești dator păcatului și nici lui Satan și cetei răutăților din văzduh. Dumnezeu să te ajute! Romani 16:20, te salut cu acest verset. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând, cu repeziciune, scrie în original, pe Satan, sub talpa picioarelor voastre. În momentul când pentru tine se luminează, că numai Dumnezeu e singurul bun, cum spune femeii păcătoase, du-te și să nu mai păcătuiești, că este ceva bun în afară de Dumnezeu pe pământul acesta. Gândește-te, în momentul acela se luminează totul.
și Dumnezeu deschide zăgazurile cerului și intri în odihnă dumnezeiască și primește lumină și părtășie cu cei sfinți din țară și nu te mai temi de ziua de mâine și ești o fecioară înțeleaptă și umbli în lumină după cum El este în lumină și ești o binecuvântare pentru familie și pentru adunarea ta. Biserică, pentru localitatea ta, colegi de muncă, vecini, pentru toți oamenii. Da, atunci gura ta va fi ca gura Domnului, căci Domnul a vorbit. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, dacă te vei lipi iarăși de el și te vei dezlipi total de năpârca și vipera păcatului, acelui rău, de șarpele cel vechi, atunci Dumnezeu îți va răspunde. Îți va da har, lumină și îl vom lăuda pe Dumnezeu în cântări de slavă și de biruință, Psalmul 20. Atunci noi ne vom bucura și noi de biruința ta și vom flutura steagul în numele Domnului oștirilor. Dumnezeu să te întărească, suflet drag, caută și vei găsi. El să-ți deschide ușa și este ușa acea îngustă și strâmtă care duce pe calea îngustă care merge la viață. Numai ucenicii pășesc pe ea. Și dacă tu și cei din biserica ta nu sunt ucenici, n-ai pe cine să te bazezi, dar tu devină un ucenic. Tu lasă-i pe toți liberi, pune-i în libertate și urmează-L pe Dumnezeu. Ziua și noaptea, în sănătate și boală, în belșug și lipsă, în bucurie și în necazuri, orice ar veni, toate se vor transforma spre cel mai bine al tău, Romani 8:28. Și cel mai bine este în Romani 8:29 scris răspunsul, să fii făcut asemenea chipului lui Iisus Hristos. Mult har și binecuvântare al Lui să fie peste tine. Amin.